Sânzien este o așezare situată într-un mediu fermecător, fiind una dintre perlele Ținutului Trei Scaune, cu istoria ei demnă de respect și cu însemnatele sale evenimente religioase. Așezarea se află în județul Covasna, la 1,5 km de Târgu Secuiesc, pe cele două maluri ale pârului Casin, în partea anterioară a munților Casinului, regiunea fiind numită de localnici Pământul Sfânt. Deasupra așezării se înalță muntele Percă, sau cum mai este numit, muntele Sfânt al Ținutului Trei Scaune, fiind unul dintre locurile de pelerinaj ale credincioșilor catolici. Satul și-a primit denumirea de la Biserica Medievală, sfințită în cinstea Duhului Sfânt, prima amintire scrisă datând din anul 1332. Cândva avea două părți, una dintre ele aparținea de Comitatul Alba de Sus, iar cealaltă de Comitatul Chezdi. Hotarele așezării, împreună cu casinul mic, se aflau în proprietatea familiilor Opor și Micheș. Așezarea a jucat un important rol obștesc, fiind punctul de apărare a granițelor de est ale regatului maghiar. Pe vremea voievodatelor, castelul construit pe panta de sud-vest a muntelui Percă avea o importanță majoră. Castelul a fost construit în prima jumătate a secolului al XV-lea. Ruinele mai pot fi văzute și azi. De-a lungul secolelor, castelul a fost în proprietatea mai multor moșieri și familii de nobili. În zilele noastre este cunoscut sub numele de Tornoții, după familia cu același nume, legenda fiind legată de răpirea unei fete. Sânzien este centru de comună, de care aparțin Casinul Mic, Petriceni, Valea Seacă. În aceste sate trăiesc mai mult de 4.700 de locuitori, 99% dintre ei fiind de naționalitate maghiară și de religie romano-catolică. Localnicii s-au opus reformării, păstrându-și religia catolică de-a lungul timpurilor. Din vremurile cele mai străvechi, principalele surse de trai au fost agricultura și creșterea animalelor, cultivându-se mai ales cartofi. Azi, locurile de muncă sunt asigurate și de câteva întreprinderi locale. Sânzien își datorează renumele, mai ales bisericii sale, biserica cetate figurând pe lista monumentelor istorice. Clădirea se înalță în partea de nord-est a satului, cu forma zidului care înconjoară sanctuarul, este unică printre clădirile asemănătoare ale Ținutului Trei Scaune. Biserica a fost construită în a doua jumătate a secolului al XV-lea, cu toate că în colțul de sud-vest se află inscripționat anul 1401, fiind renovată și lărgită, clădirea din secolul al XIII-lea. În secolele următoare, biserica gotică a fost renovată de mai multe ori. Printre părțile originale se numără tocurile ușilor, ferestrele și altele. Forma baroc a interiorului datează din secolul al XVIII-lea. Podoaba bisericii este altarul principal, realizat în anul 1685. Masa pentru slujbe a fost cioplită în piatră de către meșterii din sat. Orga din cor datează din anul 1902. Sanctuarul a fost lărgit în ambele părți în anii 1980, nu de mult a fost restaurat. Turnul, a cărui înălțime este de 28 de metri și a căpătat forma actuală în anii 1970. Conform specialiștilor, zidul de cetate din jurul bisericii ar fi fost construit la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea, fiind consolidat la colțuri cu turnuri rotunde mici. Într-unul din bastioane s-a amenajat o expoziție permanentă cu caracter religios. Printre atracțiile micului muzeu sunt hainele vechi de slujbă, dintre care cea mai veche fiind de 100 de ani. Evenimentele cele mai însemnate din viața comunității bisericești sunt Lunea Lursalilor și sărbătoarea bisericii din ziua Sfântului Ștefan. Conform vechii tradiții, credincioșii pelerini care se întorc de la Șumuleu se opresc la Sânzien să se roage și să se odihnească.
însemnat eveniment din viața satului este sărbătoarea bisericii din data de 20 august, de ziua Sfântului Ștefan, care este manifestarea tuturor catolicilor din Ținutul Trei Scaune. La această sărbătoare cu tradiții seculare vin mai multe mii de pelerini pe capela Sfântului Ștefan de pe muntele Percă ca să cânte și să se roage împreună. Capela construită în cinstea făuritorului de stat are nu numai valoare de monument, ci și o valoare spirituală inestimabilă, fiind straja care se înalță deasupra bazinului Trei Scaune. Capela în formă de trifoi și turnul de clopot sub formă de pătrat se numără printre cele mai importante monumente din regiune. Nu se știe cu exactitate data construirii capelei. Se presupune că ar fi fost construită pe fundația din perioada timpurie a Evului Mediu. Familiile care au construit-o, Calnochi, Opor și Micheș, au inițiat-o ca loc de pelerinaj încă din secolul al XVIII-lea și au ornamentat-o cu fresce, ilustrându-i pe regii din Casa Arpad și pe principalii episcopi ai vremii. Nu de mult a ieșit la iveală un nou fragment de pictură murală. Deosebit de frumos este tocul sculptat al ușii capelei, realizat în secolul al XVII-lea. În anul 2007, sărbătoarea bisericii din ziua Sfântului Ștefan a fost momentul final al întâlnirii internaționale a maghiarilor din Ținutul Trei Scaune. Pelerinii de sub steagurile bisericești au pornit din fața bisericii cetate către muntele Percă, cântând cântece despre Sfântul Ștefan. În Ținutul Trei Scaune, înălțarea porților secuiești în piețe publice a căpătat o adevărată tradiție. La Sânzieni, poarta a fost inaugurată pe drumul către munte. Capela și altarul din aer liber a fost împodobit, conform obiceiului, de către tinerii din Casin Mic. În timpul slujbei, grupuri de păstrare a tradițiilor au stat de strajă. Zilele Sânzienului sunt organizate tot în ziua Sfântului Ștefan, satul sărbătorește timp de 3 zile. În anul 2010, în această zi, a fost un șir întreg de evenimente. După slujba de sărbătoare de pe muntele Percă, a urmat dansuri populare, foc de tabără, apoi ziua a fost încheiată cu concertul formației Cormoran. Cu ocazia zilelor satului, a fost inaugurat noul cămin cultural renovat. La inaugurare au fost prezenți aproape 300 de invitați din localitate și de peste hotare. În cadrul acestui eveniment, oaspeții s-au distrat cu mai multe programe culturale.
Căminul construit la începutul anilor 50 a preluat în anul 2007, pe data de 18 august, numele celui mai mare poet maghiar, Petőfi Sándor. Renovarea clădirii a început în anul 2009, fiind reconstruită atât în interior cât și în exterior. Căminul este gazda mai multor evenimente locale. La etaj se amenajează o sală de conferințe și camere pentru oaspeți. În ultima zi a zilelor satului s-a organizat un concurs de frumusețe pentru copii. Terenul de sport din spatele școlii s-a umplut până la refuz, unde fete care mai de care mai frumoase și-au etalat talentele. Satul a înălțat și o statuie în cinstea Sfântului Ștefan, care se află în centrul așezării. Aceasta este unica statuie din județul Covasna, care îl reprezintă pe Sfântul Ștefan, fiind inaugurată pe data de 20 august 2009. Statuia, înaltă de 2,40 m, este creația artistului de la Odorhei, Zavodski Walter. Valorile naturii și cele create de om îi atrag pe turiști în aceste locuri. Monumentele comunei atrag pe drept atenția tuturor. Una dintre cele mai vechi clădiri din comună este conacul Cânseipal, construit în anul 1608. Tot o clădire impozantă este și parohia romano-catolică, înălțată în anul 1821. Interesante în această regiune sunt stâlpii de poartă sculptați în piatră și pietrele funerare frumos lucrate. Datorită resurselor naturale din zonă, în această regiune s-au stabilit dinastii întregi de cioplitori în piatră, contribuind astfel la creșterea renumelui comunei prin creațiile lor. În familia Bortoliș, meseria se transmite din tată în fiu de mai multe generații, tradiția continuând și azi. În lucrările lor apar des motivele populare. Educația și cultura au ocupat mereu un loc important în viața sânzienilor. Biblioteca comunală funcționează de mai bine de 50 de ani, preluând numele scriitorului Kemin Zsigmond în anul 2006. În anul 2010, biblioteca a fost modernizată în cadrul programului Biblionet, fiind lărgită cu servicii noi, de calitate. În cadrul Programului Național de Dezvoltare a Bibliotecilor, instituția a primit în folosință 4 calculatoare cu echipamentele aferente. Biblioteca stă la dispoziția cititorilor cu mai mult de 11.000 de volume, anual localnicii împrumută 2.300 de cărți, iar la manifestările bibliotecii participă aproximativ 2.000 de persoane. În ultimii 2 ani au editat 2 publicații locale. În 2009, Breviarul Sânzienului, în 2010, albumul ilustrat al așezării. Instituția se află în incinta primăriei. Clădirea renovată a fost modernizată din resursele proprii ale comunei. În anul 2009 a fost reînnoită complet, fiind lărgită cu mansardă, birouri noi, săli de ședințe și de cununii, dotând-o totodată cu infrastructură modernă. În anul 2010 a fost organizată pentru prima dată recrutarea husarilor din Ținutul 3 Scaune. La Sânzien, recrutarea a avut loc în locul numit Porond, cu acordul primarului Baloc Tibor. În cadar László, hagyományőrző huszár kapitány, polgármester úrnak jelentem, hagyományőrző huszár csapatok toborzás céljából falujába érkeztek. Engedélyt kérek a toborzás megtartása. Jó napot kívánok! Erő, tisztesség! A toborzást engedélyezem. Magyarságunk védelmére! Magyarságunk védelmére! Utolsó csepp vérünkig,
utolsó csepp vélünk ki. Készek vagyunk! Készek vagyunk! O altă manifestare cu tradiție este întâlnirea anuală a formațiilor de dans de copii și de tineret organizată pe Muntele Perc. Manifestarea a fost organizată pentru prima oară în anul 2005. Numărul participanților crește din an în an. Formații din Transilvania și de peste hotare prezintă spectacole de un înalt nivel profesional. Participanții se întorc acasă cu impresii de neuitat și noi prietenii. În aceste activități culturale se implică foarte mulți localnici, tinerii învață, apoi predau mai departe tradițiile și obiceiurile populare. Formația Perc are o istorie mai veche de 30 de ani, fiind înființată de pedagogul Gergely Zoltán în anul 1976. Formația cunoaște și dansează mai mult de 12 dansuri, cu care are un succes răsunător la fiecare apariție. În prezent, formația are 60 de membri, împreună cu formația formată din școlari Borșico. Educația din localitate este renumită nu atât pentru trecutul ei, cât pentru rezultatele deosebite obținute. Aici învață mai mult de 200 de copii. Instituția a preluat numele lui Opor István în anul 1998. Parcul școlii merită o atenție deosebită, fiind reînnoit în anul 2009. Atmosfera este deosebit de plăcută datorită lacului, a băncilor pe alei și a florei fermecătoare.
Sala de sport și terenul de fotbal sunt corespunzătoare desfășurării activităților sportive. Sala de sport a fost construită de Consiliul Local în anul 2007. În anul 2010 a fost modernizat și terenul de fotbal. A primit un gard nou, tribună acoperită și este în construcție și terenul de mini-fotbal. Fotbalul este foarte popular în rândul localnicilor. Echipa are mai mult de 50 de ani și funcționează în cadrul Asociației Sportive PERC din Sânzieni. Echipa cu echipament alb-roșu este multiplu campion județean și câștigător județean al Cupei României. În 2002 a obținut cel mai răsunător succes când și-a revendicat dreptul de participare în Liga a III-a. Pentru cei mici s-a construit un parc de joacă frumos amenajat într-un cadru deosebit de plăcut. Așezarea are cămin și grădiniță. Căminul cu infrastructură modernă a fost construit pe baza unui proiect și poartă denumirea de ping-pong. Cei peste 100 de copilași învață în săli decorate creativ, ca din poveste. Ei organizează mai multe evenimente: carnaval, ziua femeilor, zilele căminului. La Sânzieni, respectul și devotamentul față de cei vârstnici este demn de menționat. Aici s-a înființat unica instituție de acest gen în județ, Căminul Saint Claro, al bătrânilor. Clădirea a fost cumpărată de comunitatea catolică locală, apoi predată Caritasului de la Alba Iulia, care a dotat-o în mod corespunzător, instituția fiind deschisă în anul 1995. Sânzieni este o așezare în continuă dezvoltare. Aspectul ei, purtând amprentele gustului pentru frumosa localnicilor, oaspeții fiind primiți de instituții reînnoite, străzi bine îngrijite. La doar un kilometru nord de centrul comunei, la poalele vestice ale muntelui PERC, se află Casinul Mic. Prima amintire scrisă a ei datează din anul 1567. Satul aparținea cândva de Comitatul Regal al Albei de Sus, fiind lipit apoi de Comitatul Trei Scaune, în mod oficial în anul 1877. Ca parte a Comitatului Regal, satul era zona marginală a proprietății Opor. La înființarea trupei de grăniceri Secui, importanța strategică a așezării a crescut considerabil, deoarece pe aici trecea drumul către scaunele Casinului și Ciucului. În această așezare, cu aproape 300 de locuitori, cu 100 de ani în urmă, populația număra aproape 1200 de suflete. În ciuda numărului redus de locuitori, aici funcționează atât cămin, cât și școală, cu clasele primare. Populația este de religie romano-catolică, biserica a fost înălțată în anul 1985, în cinstea Sfintei Margareta, din familia casei Arpad. Atracția turistică a satului este Casa Memorială a Pelerinilor. Clădirea în sine este foarte interesantă, cu aspectul ei tradițional secuiesc. În micul muzeu sunt păstrate obiecte specifice pelerinajului: drapele, clopoței, mici obiecte de cult, pliante cu rugăciuni, cărți cu cântece și rugăciuni. Lângă Casa Memorială, pe un drum de țară, poți ajunge la muntele PERC. Pelerinii folosesc această cale pentru a ajunge la capela Sfântului Ștefan. Casinul Mic este renumit pentru izvoarele sale de ape minerale, apele sale savuroase fiind consumate de foarte multe persoane. De mult, pelerinii se opreau aici pentru a-și potoli setea, atribuind izvorului puteri tămăduitoare. În valea din dreapta a brațului pârâului Casin, la 8 km de Sânzieni, se află Valea Seacă.
Drumul către sat duce sub o imensă poartă secuiască sculptată. Prima amintire scrisă a satului datează din anul 1311. În acele timpuri, aici trăia un grup de țărani liberi, care luptau sub același steag cu secuii, mai târziu au devenit iobagii familiei Opor. Satul a aparținut de Comitatul Regal Alba de Sus până în anul 1876, când a fost alipit de ținutul Trei Scaune. Locuitorii sunt romano-catolici. În locul bisericii medievale au ridicat în 1798 biserica de azi, în cinstea Sfântului Bertolon, înconjurând-o cu un zid de piatră. În piața din fața bisericii se află monumentul eroilor, ridicat în memoria celor căzuți în lupta pentru libertate și în războaiele mondiale. În Valea Seacă, educația a început la mijlocul secolului al XVIII-lea. Înainte de reforma educației introdusă de Maria Tereza, în anul 1777, în sat se desfășura educație instituționalizată. Clădirea de azi a școlii a fost terminată în anul 1967, preluând în anul 2001 numele renumitului fiu al satului, Opro Benedek. Lângă școală, în antreul căminului cultural, a fost înălțată o statuie în memoria episcopului Marton Aron în anul 2006. Trecutul satului Valea Seacă este strâns legat de numele familiei Poccio, dintre care mai mulți au fost protectori ai satului. Casa lor de odinioară este azi un obiectiv turistic, actualii locuitori păstrându-i specificul original. Conacul construit în stil clasicist se află în partea de jos a satului. În acest sat secuiesc simplu, prietenos, se pot întâlni numeroase forme ale arhitecturii în lemn. Case de lemn cu pridvor, porți cu acoperiș de șindrilă, care nu sunt decorate cu motive populare ca în alte așezări secuiești. O altă atracție a satului este o moară de apă construită în secolul al XIX-lea. Construcția a fost declarată monument de 50 de ani, astfel și azi poate fi văzută în forma ei originală, funcționând. La aproape 2 km de Sânzien, lângă pârâul Peșelnec, se află Petriceni. Așezarea cu bogate tradiții populare a purtat numele de Peșelnec până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Deoarece fetelor din familia Poccio nu le-a plăcut denumirea cu conotații negative, au redenumit satul în anul 1905 după gardul de piatră ce înconjura satul. Original, satul nu se afla în acest loc, ci mai la sud, de-a lungul pârâului Țeclaș, însă și azi locul este numit Foluhei, locul satului. Aici era cea mai veche biserică a ținutului Trei Scaune, datând din secolul al XII-lea, fapt demonstrat de descoperirile arheologilor. Prima amintire scrisă referitoare la existența satului datează din anul 1332. Până în secolul al XIX-lea, aparținea de domeniul familiei Opor. În 1876, ajungând din Comitatul Alba de Sus la ținutul Trei Scaune. Satul, cu aproape 900 de locuitori romano-catolici, are o biserică deosebit de frumoasă, înconjurată de ziduri de piatră, situată pe dealul din apropiere. Biserica fortăreață a fost înălțată în anul 1825, în cinstea Sfântului Lărinț. Mult timp în sat funcționa o școală religioasă. Azi, elevii învață la școala generală în clasele 1-8. Printre amintirile arhitecturale ale Petriceniului, figurează des numele familiei Poccio, conacul lor fiind construit în același timp cu biserica. Din conacul original, se văd doar puține părți din spatele clădirii. Satul este deosebit datorită zidurilor de piatră, foarte multe gospodării și clădiri anexe fiind astfel împrejmuite, care dau impresia unor mici cetăți. În unele părți se înalță mândre porți secuiești, sculptate în lemn.
Zien este unul dintre locurile de pelerinaj ale credincioșilor catolici, fiind vizitat anual de mai multe mii de turiști. Ospitalierii localnici își așteaptă prietenii și vizitatorii cu mult drag, nu numai la evenimentele religioase, ci în tot timpul anului.